Exact pe 15 noiembrie 1900. Pentru iarna a devenit un adevărat. S-a anunțat că într-una din stațiile metroului parisien, noiembrie, scrutinul de astăzi a fost mult mai bine pregătit. La întâlnirea de adiu ei a fost fotografia președintelui Yeltsin. Vă invită să urmăriți în continuare programul Antenei 1. La revedere. La revedere. La revedere.